Prima TV aniversează 24 de ani de activitate, așa că ce mod mai bun de a sărbători dacă nu să intrăm în backstage la Cronica Crăpătașilor, cei care de 21 de ani se erijează în poliția televiziunii. Eu sunt Sabin Tudor și voi urmăriți un material cât se poate de special, așa cum o să le facem și pe toate celelalte, dacă mai apucăm să le facem și noi ne dăm nimeni afară. Hai să vedem ce ieșim. Cât se trage în fiecare zi la Cronica? Păi astăzi se trage... Stai să fac o socoteală. Se trag câteva ore, dar practic sunt scenetele, se filmează scenetele pe cromă, după cum vedeți frumos, și apoi se trage emisia în platoul emisiunii. Ce vedeți voi practic la televizor? Ți s-a întâmplat să se ia știu cineva? Ce mă întreb. Ți s-a știu întâmplat să se ia vreodată cineva de tine? Adică am văzut eu mai devreme, ai filmat o impersonare a unei prezentatoare de a doamnei Denis. A doamnei Denis, de la un alt post TV, post concurent. Da. Ți s-a întâmplat vreodată să primești ori mesajul de bă, bravo, îmi place ce faci, sau mesajul de... De la doamna, de la doamna Denis Rifai nu mi s-a întâmplat să primesc mesajul, dar eu încă l-aștept pentru că mie chiar îmi place de Denis Rifai. Eu chiar sunt fană. Și vorba aia, mie mi se pare că o interpretez simpatic. Așa că, Denis, aștept un mesaj din partea ta, eu te iubesc. Eu mă simt ca la din dragoste acum. Uitați-vă în cameră. Transmiteți mesajul mai departe. Nu cred că pot să duc interviul ăsta până la final, că e greu. E greu între aceste două domnișoare. Nu știu cum rezistă dezbrăcatul. E foarte greu. Dezbrăcatul rezistă de ani buni și își are pastile la el tot timpul. Deci pastile de inimă, de cele cardiace, este totul în regulă. Băi, a câta tură de bebelușe sunteți? Că bănuiesc că tu ai... Și tu ai crescut cu niște bebelușe. Mai nimerisem la prima tură de bebelușă. Ok. Dar am experiență în alte, în alte părți. Dar cum faci să nu uitați pașii? Că... Păi este... Am văzut că repetai, deci una așa. Hai să zic, amândouă suntem trecute printr-o școală de dans, am urmat cursurile, eu am făcut balet, de exemplu, și Denisa a făcut dans sportiv 11 ani. Înțelegi? Și practic mintea noastră pentru coreografii s-a format de când erau niște puștoaice foarte mici. Da, da, după aia, după ce vă mai lansez o întrebare și ne apucăm să facem coreografia, că da, vreau și eu să știu exact care e treaba. Cum? Da, ai văzut? Nu? Da, dar e mai mult de unde e? De aici, din șold, e din umeri, din de unde e? Din șold, dar trebuie să te încălzești înainte. Nu trosnește la început, că nu trosnește la mine mai... Încă nu trosnește. Dar voi vă dați seama cât sunteți de importante, de fapt, pentru acest show? Nu ne dăm seama, dar apreciem, mulțumim frumos. Am înțeles. Da. Tu știi tot ce e nou și fresh și le zici oamenilor că muncești, că tu de fapt stai toată ziua pe TikTok, vezi toate așa, toate relele și după aia vezi, am muncit, mi-am făcut research. Măi, da, da, research-ul ăsta l-am început înainte să filmez rubrica TikTok Trends de la Cronica Crăpătașilor și ce este foarte tare, tu ai scrolluit vreodată pe TikTok? Nu stau pe TikTok, eu doar postam pe TikTok. Ar trebui să încerci să vezi cum e să scrolluiești, să uiți de tine vreo două ore. Da, eu o să uit de mine, dar nu cred că o să uit foarte curând de voi. Bun, hai să facem și noi. Ai văzut? Da, 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 jur. Da, seară, de când știam că vin să filmez aici, eram zic, ok, trebuie să mă gândesc la ceva tare pentru bebe și trebuie să mă gândesc. Și am mers. Și acum, tot ce mi-am dorit toată viața să zic bebelușelor, dans! Pentru tine a fost o tranziție. Tu ai pornit de aici, prima dată ai fost... Bebelușă, da. După care s-a întâmplat printr-o minune a verbalizării să... N-a fost o minune, pentru că au fost mulți ani în care eu m-am pregătit pentru momentul ăsta. Nu mă așteptam să se întâmple absolut niciodată, îți dai seama ce putea să-mi treacă mie prin... La legea atracției, tu te-ai gândit cumva că bă, eu într-o zi vreau să ocup scaunul. Ca să înțelegi. Bun. Eu am început să dansez, da? Și am descoperit această minunată lume a televiziunii. Și mi-am zis, îmi place să dansez, dar parcă mi-ar plăcea să fac și altceva. Și am vorbit cu colegii mei, mi-am exprimat această dorință și toată lumea mi-a zis, cu accentul ăla de Cluj, cu diftongii ăia, nicio șansă, trebuie să te apuci de dicție, de actorie, de citit prompter, de făcut aia. Zic, ok, zic, mă ajută cineva? Da, și au fost colegii care au fost alături de mine și au stat așa pe... tot parcursul ăsta, m-au împins cumva de la spate și după vreo 2 ani de zile, dar îți dai seama că eu nu-mi imaginam că voi prezenta vreodată Cronica.
Eu îmi doream o... un meteo, un sport, un... Nu, nu, că nu m-aș vedea făcând meteo, sport. Am banat să... Crișana Maramure și astăzi mai... vor fi precipitații, nu? La orientare în spațiu sunt zero. Adică nu... Deci, sigur, așa părea la cronică, știi? Nu, nu e de mine. Cum e să lucrezi cu oamenii cu care ai crescut? Este... foarte, nici nu știu că, uite, mă emoționez când trebuie să vorbesc despre ei, pentru că îmi sunt foarte dragi și sincer vă zic că eu iubesc din suflet pe toți. Suntem, știi că e clișeul ăla, suntem o familie, dar chiar așa e, pentru că eu am plecat la 16 ani de acasă și am venit singură în jungla asta a Bucureștiului și i-am avut pe ei. Și ce oameni mai stau lângă tine 15 ani, fără certuri, fără... E greu, e ca într-o relație. Da, mai există discuții și așa, doar că noi am fost întotdeauna unul pentru celălalt și echipa asta chiar a trecut prin foarte, foarte multe încercări. Și uite, am dovedit că putem merge mai departe și de asta, că multă lume mă întreabă, dar ce vrei să te pensionezi de la cronică? Zic, bine, eu n-am cum să plec, adică nu mă lasă sufletul să plec de aici, nu sunt prea dragi toți și e o adevărată plăcere să lucrez cu niște oameni mișto ca oameni, în primul rând, și foarte talentați și care știu foarte bine ce fac în meseria lor. Cum a luat naștere personajul? Pentru că și eu fac jobul ăsta de reporter, ca să zic așa. Da, dar trebuie să recunosc că eu prima dată am făcut o emisiune într-un club și era super greu să mă bag în seamă cu oamenii pentru că aveam o anxietate foarte puternică. Bă, dacă mă refuză, dacă vor fi nașpa cu mine, la tine cum a fost? Mai ții minte? Să știi că da, primul episod a fost undeva la un club de salsa care acum, bineînțeles, nu mai e. În 1900, acum 21 de ani. Și în momentul în care am apărut, dar am fost scos de bodyguards pentru că toată lumea la momentul ăla a crezut că sunt un tâmpit, un nebun care a apărut de undeva, de nicăieri, cu o cameră, cum aveam și boom, eram. Și am fost la momentul ăla, sau mă rog, primele episoade, am fost destul de... știi, nu mă regăseam, dacă nu o să pot, dacă mă intimidez, exact ce spui, dar în momentul în care controlez și îți vin toate lucrurile astea nativ de la Doamne, Doamne, știi? Cătălin Dezbrăcatu e cumva o declinare sau un derivat de la Cătălin Bote. Da. Zatu, da. De unde da. Și stilul atipic vestimentar, poate. Da, el s-a ocupat și se ocupă în continuare de haine, de șapcă, sacou, cămăși, chestii, dar mult timp, să zic un an, aproape 8 luni, un an de zile, el era foarte supărat. Pentru că toată lumea îl sună, băi, vezi că a venit tâmpitul, nebunul ăla iar și a făcut iar mișto de tine. După aia s-a prins că eu nu fac mișto de el, ci că sunt un personaj, prietenos, friendly. Prietenos și suntem, uite, prieteni de aproape 20 de ani. De ce nu mai prezintă Șerban Huidu cronica Crăcotașilor? Este alegerea lui, trebuie să vorbiți cu el. Pentru că, da, tu la început ai fost... Cum era formula la început? Păi era la început formula... era cu Mișu, Șerban, Mistrețu, Puștiu, Dezbrăcat, Bebeluși. Pune-ne cea mai amuzantă sau cea mai insolită poveste pe care ai avut-o vreodată la un eveniment când cineva a avut o anumită reacție. Fie bună, fie rea vis-a-vis de tine. Am fost la un eveniment și... fără să fac nimic, au început oamenii să râdă, să aplaudă. Ce tare sunt, n-am făcut nimic și deja oamenii, ce reacție. Și după a venit o doamnă și mi-a zis, vedeți că v-a trecut un șobolan prin spate? Și ne-am speriat, am crezut că face parte din regie. Dar eu, care am frică și de un șoricel, așa, am zis, nu, șobolanul a apărut de nicăieri. Nu a fost. A, ce, nu era momentul dumneavoastră. Nu. Și-au aplaudat oamenii, dar, na. Îți mulțumim foarte mult, domnul Codruț. Salutare, Sabin, îmi pare bine. Acum trebuie să fac chestia asta cu fularul arhi cunoscută pe care toată lumea mi-o spune. Bă, dacă nu dai cu fularul, nu ne mai uităm la televizor. Și o dau acum pentru voi.